viața de zi cu zi. Doamne, aș vrea să te rog și pentru familia Popa, cei care au rămas în urmă, să-i binecuvintezi, să-i mângâi tu. La fel te rugăm pentru familia Bartoș, să-i binecuvintezi și să-i mângâi și pe ei. Și dorim, Doamne, ca slava și puterea să fie a Ta. La fel te rugăm să-l îmbraci pe fratele Beni cu puterea Ta după masa asta și în aceste zile care urmează. Vrem să ne bucurăm de Tine și de ceea ce ne vei desluși din cuvânt. Și de aceea, Doamne, numele Tău să fie binecuvântat pentru toate. Amin. Frate Beni, bine ați venit și Domnul să vă folosească pentru slavă Lui. N-am putut să nu rememorez, după ce am auzit vestea duminică seara plecarea fratelui Doru, să nu rememorez toate întâlnirile de la Maranata pe care le-am avut de-a lungul anilor și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Am venit cu inima îndoită, știam că au fost zile grele, am fost și eu cu voi, ce puțin pe internet, în ambele seri de priveghi și am fost cu inima îndoită să mai pun o povară peste Arădeni venind până aici. Am sunat și mi-au spus că lucrurile rămân așa cum au fost fixate și așa am ajuns și eu aici. Știu că sunteți cam prin capitolul 13 aici la Metanoia, prin capitolul 9 cu 35 la Pârneava, ceilalți nu știu exact pe unde sunteți în Matei, și de aceea am să încerc să-i prind și pe unii și pe alții. Cu siguranță nu avem timp să parcurgem 28 de capitole, dar am fost rugat să încep cu o privire de ansamblu asupra cărții ca să ne aducă pe toți în contextul acestei Evanghelii. Am denumit Evanghelia, Evanghelia Împărăției. Filip mi-a adus aici un comentariu pe Matei. Dacă nu știți ce să faceți cu el, e bun de pus pe varză, ca să apese varza, știți, să stea în... Dar aici aveți cam tot ce știu și eu și probabil că de acolo încolo puteți pune mult mai multe din ce văd de Duhul lui Dumnezeu. Aș așeza Evanghelia după Matei în contextul celorlalte Evanghelii. Noi toți știm că Biblia noastră, Noul Testament, începe cu patru Evanghelii. O Evanghelie e formată din două feluri de cuvinte. Din cuvintele Domnului Iisus și din cuvinte despre Iisus. Sau cuvinte comentate legate de cuvintele Lui. Imaginați-vă o magazie imensă de materie primă din care te duci mai mulți oameni să iei cărămizi și ciment și tot ce vă trebuie. Și interesant este că din același materiale faci case diferite. Da? Case diferite. Așa s-a întâmplat și cu Evanghelia. Dacă vreți, materia primă este contextul vieții Domnului Iisus Hristos, învățătura Lui. Dar în urma trimiterii pe care Domnul Iisus a dat-o apostolilor săi, Matei capitolul 28, fiecare ucenic și-a avut lucrarea lui. Și lucrarea ucenicului a ținut și de destinatarii sau de contextul, de biserica, dacă vreți, să o pun în termenii noștri în care au slujit ei. Și pentru că au fost nu o biserică, ci patru biserici, și nu un evanghelist, ci patru evangheliști, noi avem în carte patru evanghelii, patru destinatari și patru evanghelii. Dacă vă uitați un pic la imaginea din fața voastră, aveți magazia de materia prime în stânga, contextul vieții Domnului Iisus Hristos. Ani mai târziu, când au început să se împuțineze martorii oculari, Duhul lui Dumnezeu i-a îndemnat pe apostol să pună în scris ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus. Acum, dacă vă uitați la cele patru evanghelii, trei seamănă între ele și teologii le numesc evanghelii sinoptice, privite din același punct de vedere. Ioan pare să fie o evanghelie puțin mai diferită decât celelalte. Este, nu știm, ultima, teologii mai nou, după ultimele descoperiri, spun că s-ar putea să fi fost prima dintre ele scrise. Dar Matei, Marcu și Luca seamănă foarte mult. Când le citești, vezi că pot suprapune pasaje întregi. Cu toate acestea, există și diferență dintre ele, din pricina lucrului pe care vi l-am spus. Erau patru destinatari cu patru feluri de nevoi diferite. Și de aceea sunt patru răspunsuri diferite la aceste nevoi. Dacă mă uit la contextul vieții Domnului Iisus Hristos și la Evanghelii, mă întreb ce-a primat
atunci când evangheliștii au scris. În niciun caz istoria vieții Domnului Iisus. Foarte mulți s-au străduit să facă o a cincea evanghelie, combinând evenimentele și învățăturile Domnului Iisus și să le pună în ordine cronologică. Dacă Dumnezeu ar fi dorit să ne dea o biografie a Domnului Iisus Hristos, ar fi făcut-o. Dar El a considerat că nu avem nevoie de ea și de aceea în Evanghelie primează nu istoria, ci primează teologia. Cu alte cuvinte, există un mesaj specific diferit de la o Evanghelie la alta. Și noi ne vom întreba în seara aceasta care este mesajul Evangheliei după Matei, cum diferă de Evanghelia după Marcu sau Luca sau Ioan. Unii își spun clar scopul, de pildă cum este Ioan în 20:31 sau Luca în primele patru versete. Matei nu o face. Dar Matei, prin felul care începe și termină Evanghelia, te ajută să vezi cam ce dorește să îți spună. Deci atunci când citești o Evanghelie, trebuie să te intereseze mesajul ei, teologia cărții. Nu atât de mult vehiculul care poartă această teologie. Toată Evanghelia pleacă de undeva, de la naștere și se termină cu moartea și învierea și înălțarea Domnului Iisus. Nu toți sunt specifici, cum este Ioan, de pildă, care coboară din ceruri și sare peste evenimentele legate de nașterea lui. Dar toate Evangheliile se termină pe cei mai important, pe temelia împărăției și vom discuta despre ea, care este moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Acum că am așezat Evanghelia între celelalte Evanghelii, aș începe cu o privire de ansamblu. Atunci când iei o carte din Biblie în mână, noi de ani de zile parcurgem o carte în trei etape. În primul rând, creez o privire de ansamblu, ceea ce vom încerca să facem în seara aceasta, după care, după această pregătire a cărții, îți creionezi un fel de hartă pe care să o urmărești și să ai înaintea ta toate părțile Evangheliei în timp ce o parcurgi mai târziu. Dar în duminecile noastre sau ale voastre sau la școala duminecală, nu știu exact care unde studiați cartea, noi facem o călătorie pas cu pas prin ea. Aceasta este analiza cărții. Dar cred că e de folos să nu te oprești aici, ci să aduni adevărurile majore din carte, să faci un fel de rezumat al cărții. Deci acestea sunt cele trei etape pe care trebuie să le parcurgi la studierea oricărei cărți din Biblie. Noi ne vom opri la prima în seara aceasta, la pregătirea cărții și de mâine încolo vom lua câteva elemente din analiza cărții. Acum, când mă gândesc la privirea de ansamblu, mă interesează trei lucruri. Mă interesează structura unei cărți, scopul cu care a fost scrisă și mesajul unei cărți. În seara aceasta aș vrea să mă opresc pe mesajul cărții. Structura cărții depinde de forma literară. Evanghelia împletește într-un fel mai multe forme literare. Avem istorie sau narațiune, avem învățătură și avem pilde. Care sunt lucruri mai ciudate. Toate acestea sunt împletite în Evanghelie. Scopul cărții este determinat de contextul istoric, de destinatar, de problemele lor, de ce a vrut să rezolve prin Evanghelie evanghelistul în comunitatea respectivă. Iar mesajul Evangheliei ține de cadrul teologic. Vă spuneam, nu istoria primează, istoria poartă doar mesajul, ci teologia primează. Haideți să intrăm direct în carte ca să nu pierdem timpul. Citiți cu mine primul verset. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Din start, evanghelistul îți spune că trebuie să cunoști ceva din Vechiul Testament ca să poți da de capăt mesajului lui. David și Avram sunt personaje din Vechiul Testament, foarte importante, și nu știu dacă în seara asta vom putea discuta pe îndelete despre legămintele lor. Nădăjduiesc că ați făcut-o fiecare dintre cei care ați studiat cartea Matei, dar cartea neamului Iisus Hristos, fiului David, fiului Avram. Primul lucru care mă surprinde este că Avram a trăit înaintea lui David cu 1000 de ani. De ce inversează? Probabil că el merge de anderătele. Aici este Iisus Hristos și se întoarce în timp. Primul de care dă peste 1000 de ani în urmă, ca 1000 de ani în urmă, este David. Și dacă mai coboară în timp sau se întoarce în timp, încă 1000 de ani dă peste Avram. Dar în mod normal, când construiești o genealogie, pleci de la rădăcini în sus, nu? Ar fi trebuit să spună fiul lui Avram, fiul lui David. Eu cred că inversarea nu este întâmplătoare. Și vă spun imediat de ce.
În primul rând aș cita pe R.T. France, care spune că Evanghelia după Matei a fost probabil scrisă într-un mediu iudaic și s-a adresat unui mediu iudaic care cunoștea Vechiul Testament și care avea întrebări serioase legate de cine este Domnul Iisus, mai ales că a fost răstignit ca impostor de către mai mari poporului. Cei care cunoșteau legea, cei care slujau în templu, au zis că n-are ce căuta și este un mincinos, un impostor sau cel mult un lunatic, dar nu poate fi cel ce a zis, pentru că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu, l-au pus pe o cruce. Am luat ca simbol pentru această evanghelie evreiască, dacă vreți, menora, sfeșnicul cu cele 7 brațe, pe care am tăiat-o cu orizontală și veți vedea de ce. Când vorbesc de fiul lui David, mă gândesc la verticala menorei cu toate talpa care ține întregul edificiu, deci verticala menorei, fiul lui David. Fiul lui Avram este orizontala pe care am pus-o pe ea. Verticala ține de fiul lui David, orizontala ține de fiul lui Avram. De ce sunt importante aceste lucruri și în această ordine? Pentru că Domnul Iisus, ca fiul lui David, este moștenitorul tuturor promisiunilor davidice. Ca fiul lui Avram, el este împlinitorul promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o prin Avram la toate familiile pământului. Deci dacă n-ai ce împărți, degeaba te dai fiul lui Avram, pentru că fiul lui Avram trebuia să binecuvinteze toate familiile pământului. Pe mine însumi juri, a spus Dumnezeu, pe muntele Moria, când și-a dus fiul ca jertfă, pentru că ai făcut lucrul acesta, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dar nimeni n-a avut binecuvântarea în mână, fără trudă. Binecuvântarea aceea a trebuit câștigată. Domnul Iisus a trebuit să se dovedească că este fiul lui David. Una din supărările celor din vremea lui este când cineva îndrăznea să rostească aceste cuvinte: ai milă de mine, fiul lui David, Osana, fiul lui David. Dragii mei, turbau oamenii din jurul lui, pentru că fiul lui David avea o conotație teologică extraordinar de serioasă. Vorbea despre Mesia. Observați că fiul lui David, el moștenește binecuvântarea și acum, după ce o are, o poate împărți. Promisiunile sunt făcute în legământul davidic și pentru că nu vom intra în ea, vă spun doar pe scurt ce conținea această promisiune. Conținea un scaun de domnie veșnic, deci e vorba de o împărăție veșnică, în împărăția lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu. Nu uitați, Domnul Iisus spune bisericilor din Apocalipsa, bisericii la Odiseea, în mod special, celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit, observați, el deși este creatorul tuturor lucrurilor, ca al doilea Adam, el a trebuit să se dovedească pe sine moștenitorul. El a fost făcut moștenitor, ne spune Epistola către Evrei. A fost făcut moștenitor după ce s-a dovedit a fi vrednic de moștenirea aceasta. Ca fiul lui Avram, el împarte moștenirea și oferă fiecăruia dintre noi harul de a ședea pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu, ca mireasa lui Hristos. Biblia se termină cu o nuntă și nunta este urmată de o împărățire, împreună de o domnie împreună cu Hristos. Legământul avramic practic vorbește despre împărțirea acestei binecuvântări la toate familiile pământului. Deci ca fiul lui Avram este moștenitorul binecuvântărilor, ca fiul lui David, ca fiul lui Avram este împărțitorul binecuvântărilor. Dacă mă gândesc la mesajul Evangheliei după Matei, indiferent în ce cuvinte l-am formulat, el trebuie să adune cele două dimensiuni, verticala și orizontala. Mesajul trebuie să vorbească despre fiul lui David și trebuie să vorbească despre fiul lui Avram. Și eu cred că din primul verset Matei te așează pe linia înțelegerii mesajului Evangheliei lui. În fugă aș vrea să ne familiarizăm cu această carte, nu avem timp să citim 28 de capitole, dar putem să luăm câteva versete cheie pe care dacă le-ați memora împreună cu mine, și nu sunt foarte complicate, partea din urmă e mai grea și vom zăbovi mai mult asupra ei, când e vorba de temelia împărăției lui Dumnezeu, moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus, dar aceste aspecte cheie din Evanghelie îmi dă o anumită orientare în cadrul ei. Deci, Cartea Neamului lui Iisus Hristos, Fiul lui David, Fiul lui Avram. Haideți să încep cu verticala, Fiul lui
David mai întâi și apoi să mă mut și la orizontală. Pe verticală am trei texte. Capitolul 11 cu 3, capitolul 16 cu 16 și pe urmă am temelia menorei, care sunt capitolele 26 la 28. În esență se referă la jertfa, la moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. 11, începând cu versetul 2. Ioan este deja în temniță pentru că s-a ridicat împotriva lui Irod. Nu ți este îngăduit să iei de nevastă pe nevasta fratelui tău, da? Ioan a auzit din temniță despre Iisus Hristos și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi. Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Enorm de încărcată întrebarea. Ioan cu siguranță aștepta pe cineva. Nu uitați cum se prezintă el. Oh, eu nu sunt Mesia, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. Trebuia să vină cineva pe urmele lui, era antemergătorul lui Mesia. Dar dintr-un motiv sau altul, fiind în temniță, probabil îndoiala i-a cuprins inima. Dacă el este Mesia, toți așteptăm un eliberator. De ce nu se întâmplă nimic? De ce mai sunt eu în pușcărie? Da. Aș putea să gândesc și altfel. El era liniștit în sinea lui, dar vroia să lege inima ucenicilor săi de acela care trebuia să ducă lucrurile mai departe. Poate că știa că el va sfârși în temniță, nu știm, toate astea sunt speculații. Dar întrebarea rămâne. Și doi din ucenicii lui Ioan vin să-i opună Domnului Iisus Hristos. Acum, de ce e important să știm contextul respectiv? Dragii mei, nu doar Ioan aștepta pe cineva. Întregul Israel aștepta pe cineva. Și v-aș duce în Evanghelia după Ioan doar pentru o clipă. Să trec prin primul capitol al cărții. De pildă, când mai mari iudeilor își trimit pe farisei la Ioan Botezătorul, tu cine ești? Ești Ilie? Ești prorocul? Ești Mesia? El zice, nu sunt. Dar de ce să-l întreb pe Ioan? Mișcarea care s-a produs în jurul lui, când veneau oamenii puhoi la Iordan și erau botezați în Iordan, i-au făcut să-și pună întrebări. Totul ferbea în vremea respectivă. Așteptau eliberarea, l-așteptau pe Mesia. Uitați-vă la ucenicii lui Ioan. Ajung la Domnul Iisus, povestesc cu el și la un moment dat zice, am găsit pe cel despre care a vorbit Moise, pe Mesia. Și încep să adune unii pe ceilalți. Dacă veniți cu mine câteva capitole mai târziu, samariteanca, o femeie stricată dintr-un sat, se întâlnește cu Domnul Iisus și începe să-i vorbească despre Mesia. Știu care să vină Mesia, dar de unde știi? Dacă această așteptare n-ar fi fost în aer, în sufletul fiecăruia, sau veniți cu mine la norodul care iese din Samaria pe urmele ei, dragii mei, când ei ajung la Domnul Iisus și înțeleg, erau samariteni, ignorați de iudei și îi așteptau pe cineva. Să uitați-vă la extraordinara declarație a lui Marta, imediat după la mormântul lui Lazar. Tot Israelul aștepta ceva. Dar cum s-a născut această așteptare mesianică? Știi care e problema? Dacă tu nu aștepți nimic și dacă tu nu cauți nimic, nici nu vei găsi nimic, nici nu te vei întâlni cu nimeni. Un om care nu caută, nu găsește. Un om care nu bate, nu îi se deschide. Un om care nu întreabă, nu primește răspunsuri. Am avut o experiență interesantă cu David Gooding, v-am vorbit de multe ori despre el, la mulți dintre voi, și contrariat, mă plimbam cu el ceasuri în șir și îl întrebam, David, dacă eu aș fi în locul tău și aș avea lângă mine unul ca mine, i-aș turna în cap toată informația. El râdea și zicea, am stat prea multă vreme între studenți ca să știu că atunci când cineva n-are o întrebare, n-are nevoie de un răspuns. Și de aceea, dragii mei, tot timpul trebuia să am întrebări pregătite dacă vreau să scot ceva de la el. Dacă n-aveam întrebări, tăceam amândoi, trăgeam aer în piept, ne plimbam prin parcurile din Irlanda de Nord și cam cu atâta rămâneam sau ne beam ceaiul. Și... Dar când puneai o întrebare, el începea să deschide, să-ți vorbească și să... Așa e și în cele spirituale. Mai ales că văd, sunteți mulți tineri pe aici. Dacă n-aștepți pe cineva, nici nu va veni niciodată, fetelor.
Dacă aștepți și ceri, cine știe, poate Dumnezeu ți-l va aduce în cale. Dar imaginați-vă că este ceva mai important decât soțul, soția. Când e vorba de sufletul tău, ce ți-ar folosi să câștigi toată lumea? Dacă vom ajunge la problema divorțului și a recăsătoririi, veți vedea că doar pentru viața aceasta e căsătoria pământească. Dincolo vom fi ca îngerii. Cu alte cuvinte, astea trece. Dar relația cu mirele ceresc rămâne. O familie creștină e formată din doi tineri logodiți deja cu Hristos, care așteaptă să ajute unul pe altul să rămână credincioși lui Hristos pentru nunta cu mirele ceresc. Deci, cum s-a născut această așteptare mesianică? Pentru asta trebuie să ne întoarcem în zorile istoriei sau în zorii istoriei. Domnul Iisus l-a creat pe om din țărâna pământului, pe Eva din coasta lui și l-a așezat pe om într-o grădină ca să o lucreze și să o păzească. Și a zis, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Știți istoria mai departe. O creează pe femeie și femeia întinde mâna, dă și bărbatului ei, mănâncă și el și urmează alungarea din Eden. Dar înainte să fie alungați din Eden, Dumnezeu face o promisiune. Eu numesc versetul acesta Protoevanghelia sau, dacă vreți, primul cuvânt de întrupare rostit în istoria noastră. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Nu uitați, Dumnezeu vorbește cu șarpele, cu cel care a inițiat și a înșelat pe om și l-a tras după el, lui se datorează alungarea din Eden. Și când oamenii, Adam și Eva, au auzit acest blestem asupra șarpelui, pentru ei a fost o extraordinară binecuvântare. Se spune că cele mai vechi statui descoperite în lume sunt femei însărcinate. Cu alte cuvinte, omenirea a așteptat din acel moment eliberarea, eliberatorul. Când se naște Set, știți ce înseamnă Set? Înlocuit. Cain alungat, Abel mort, toată promisiunea aruncată în aer, până când a venit cel care a înlocuit. Când se naște Noe și Lameh îi pune numele, dragii mei, Noe înseamnă un strigăt, acesta ne va mântui de tot ceea ce blestemul a adus peste noi. Cu alte cuvinte, este primul cuvânt de întrupare. Alfred Edersheim este un rabin încreștinat, un rabin mesianic, care a numărat peste 450 de citate din Vechiul Testament aplicate la Mesia. Citatele acestea recunoscute în literatura rabinică, în cei care l-au răstignit pe Domnul Iisus. Cu alte cuvinte, așteptarea aceasta nu e legată de Iisus, ci legată de Hristos sau de Mesia. Ei așteaptă încă, noi credem că a venit în persoana Domnului Iisus, dar peste 450 de citate, cu alte cuvinte, întregul Vechi Testament mustește de texte care n-aveau alt rol decât să stârnească, să reaprindă în oameni așteptarea mesianică. Veniți cu mine în jurul venirii Domnului Iisus Hristos în istorie. Cam cu 200 de ani înainte se naște un gen literar care noi îi numim literatura apocaliptică. Esența literaturii apocaliptice este așteptarea intervenției directe a lui Dumnezeu în istorie. Putem vorbi mult despre literatura apocaliptică, dar esența ei. Lucrurile sunt atât de stricate, atât de rele, încât numai o intervenție directă a lui Dumnezeu mai poate rezolva lucrurile. Uitați-vă ce s-a întâmplat de-a lungul a 3 secole. A început cam cu 2 secole înaintele Hristos și a atins un punct de maxim în jurul venirii lui Hristos, ca și cum întreaga istorie ar fi intrat în reverberație. Această așteptare a atins punctele maxime. Dumnezeu a intervenit, Emanuel, Dumnezeu cu noi, a venit, l-au luat, l-au pus pe o cruce, foarte repede după aceea. Toată așteptarea asta s-a stins. Da? Toate s-a stins. Uitați-vă cum își introduce autorul epistolei către evrei scrierea.
după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri, în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Interesante cuvinte. Cum adică l-a pus moștenitor? Nu era? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Observați cât de important era ca fiul lui David să câștige moștenirea. L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care au fost create și veacurile. El care este oglindirea slavei lui, întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile, cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit cum n-a avut, vă las să citiți comentariul pe Evrei pentru mai multe explicații, a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Dacă aș desena versetul acesta, Dumnezeu ne-a vorbit în multe rânduri, în multe chipuri, prin proroci, în vechime. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Întrebarea este, sunt două vorbiri disjuncte, distincte, separate, care n-au nimic una cu cealaltă, două vorbiri care merg în două direcții, sau vorbirea prin Fiul este o împlinire a tuturor vorbirilor lui Dumnezeu din Vechiul Testament? Dacă este adevărată această așteptare mesianică, venirea Lui nu face decât să împlinească toate profețiile mesianice. Dragii mei, nu toate sunt încă împlinite. Sunt profeții în Vechiul Testament care așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos, dar toată vorbirea lui Dumnezeu se adună în vorbirea lui prin Fiul. În vorbirea lui prin Fiul. Într-o dispută cu fariseii la una din sărbătorile lor, sărbătoarea corturilor, Domnul Iisus le spune: cercetați scripturile socotind că aveți, când ele aveți viață veșnică. Tocmai ele vorbesc despre mine. Cu alte cuvinte, dacă citești Biblia cu o lentilă corectă, vei citi cu lentila mesianică Biblia, Vechiul Testament. Va trebui să găsești în ea linia mesianică dintr-un capăt în celălalt, să vezi împlinirea acestor profeții sau promisiuni în Mesia. Sau veniți cu mine la după masa învierii. Doi din ucenici, probabil, obosiți deja de atâta durere, erau chiar într-o săptămână ca și asta, în care ați stat și ați plâns și v-ați adunat. Imaginați-vă ce a fost atunci când l-au văzut pe învățătorul lor răstignit, nădejdea lor spulberată, risipită. Probabil că obosiți de toate aceste lucruri s-au pornit spre casă, spre Emaus. Și un străin vine și ajunge din urmă și nu știu cum era îmbrăcat, probabil că era în cămașa lui țesută din veșnicie de data aceasta, era cel înviat, dar așa cu mâinile ascunse ca să nu-i vadă semnele cuielor, intră în discuție cu ei. Ce povestiți între voi? Cum, tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat la Ierusalim în aceste zile? Nu, ce s-a întâmplat? Și încep să-și verse sufletul înaintea lui. Să-și verse sufletul. Domnul Iisus Hristos ține în mâinile tot așa. Da? Ce, o, nepricepuților zăvavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, să intre în slava sa? Și uitați-vă ce face Domnul Iisus. A început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile. Legea, prorocii și scripturile sunt întregul Vechi Testament. A început de la Moise, de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Înțelegeți, toate scripturile vorbesc despre un singur personaj, protagonistul dramei, omenirii sau planurilor lui Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos. Interesant că în momentul în care afrând pâinea, l-au cunoscut, el a dispărut dintre ei. Dar am întrebat de multe ori, de ce s-a scărpinat Domnul Iisus așa? De ce nu putea zică, hei, putea să o facă? Ar fost foarte simplu. Dar Domnul Iisus vrea să le lege credința de scripturi, nu de minuni. Nici măcar de persoana lui înviată din morți. Trebuia să o lege de scripturi, de aceea, pentru că scripturile vorbesc despre el, până și apostolul Pavel, după întâlnirea lui cu cel înviat pe drum spre Damasc,
s-a întors în Arabia și până când Scripturile nu l-au lămurit că Iisus este Hristosul, până atunci ruptura asta din el nu s-a rezolvat. Până atunci propovăduirea n-a putut să înceapă. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul. Fraza asta este un leitmotiv, cel puțin în prima parte a Evangheliei, după Matei. Acum, mi-au deranjat, Filip, că a trebuit să facă un resize pentru toată povestea, dar dacă vă uitați doar la coloana din dreapta, observați referințele la Vechiul Testament pe care le găsiți doar în prima parte a Evangheliei. Cu alte cuvinte, tocmai ca Matei să-și ajute ascultătorii să înțeleagă că El este Cel despre care au vorbit Scripturile. El este Mesia. Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Foarte interesant, când cobor pe verticala menorei, la răscrucea cu orizontala, mă întâlnesc cu Petru. Petru este cel care îi dă răspuns lui Ioan Botezătorul, cel puțin pentru cititorii Evangheliei, nu pentru contextul istoric respectiv. Pentru că acolo în Cezarea din Filipii, când Domnul Iisus întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Păi unii zic, dar voi. Și atunci Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Observați răspunsul la întrebare. Până când la răspunsul lui, la întrebarea lui Ioan, n-ai răspunsul lui Petru, până atunci nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus. Da, nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus. Eu cred că în momentul în care mulțimile în ziua de Rusalii strigă, fraților, ce să facem? Petru spune, pocăiți-vă. Dar ce înseamnă să te pocăiești? În niciun caz te muți de la Biserica Ortodoxă la cea baptistă. Nu asta înseamnă să te pocăiești. Să te pocăiești înseamnă să iei cazul Hristos, Iisus, dosarul Lui. Mai mari norodului i-au frunzărit dovezile, l-au socotit vinovat și l-au pus pe o cruce. Dumnezeu n-a zis nimic 3 zile. 3 zile mai târziu a vorbit Dumnezeu și a zis prin învierea din morți. A te pocăi înseamnă redeschide cazul Iisus Hristos și a lua cu atenție fiecare filă din Evanghelie. De pildă, dacă vă gândiți doar la Evanghelia după Ioan, Ioan termină așa: Iisus a făcut multe alte minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Observați, răspunsul lui Petru este destinația la care trebuie să ajungi răsfoind Evanghelia și citind cu atenție filele ei și încercând să vezi, dar cine este acest Iisus pe care unii au zis hui, alții au zis da. Oamenii au păreri diferite. Nu doar Ioan, aveți textul din Ioan aici, ci toți evangheliștii vor să te aducă în prezența lui Iisus și să te aducă la această convingere personală. O afirmație nu e suficientă, e nevoie de o convingere ca să fii mântuit. Deci, întrebarea lui Ioan Botezătorul, răspunsul lui Petru și pe urmă, acest care trebuia să vină, trebuia să așeze pe pământ o împărăție veșnică. Ăsta este mandatul care Fiul Omului l-a primit în Daniel, capitolul 7, din partea celui îmbătrânit de zile. Să așeze o împărăție veșnică care să dăinuiască mai mult decât toate împărățiile pământului. O împărăție care să n-aibă sfârșit. De aceea promisiunea davidică este un scaun de domnie veșnic într-o împărăție veșnică și în casa lui Dumnezeu, care este practic sala tronului lui Dumnezeu, locașul lui Dumnezeu. Ei, temelia menorei o găsiți practic în ultimele capitole din Evanghelie, capitolele 26 la 28. Eu n-am să citesc toate aceste capitole, o să le faceți voi la vremea potrivită. Dar dacă mă gândesc la Luca, am vorbit de Ioan, să amintesc și pe Luca, pe Marcu, vă las să-l citiți voi. În aceea seară, după ce l-au descoperit în Emaus, la frângerea pâinii, Domnul s-a dispărut și ucenicii au luat-o la fugă, 6 kilometri de la Emaus până la Ierusalim, și-au dat buzna în camera în care erau ceilalți să le spună ce s-a întâmplat. Nici n-au terminat bine vorba și prin ușile încuiate apare Domnul Iisus între ei.
Și după ce se dezmeticesc, textul spune în versetul 45 din Luca 24, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. După care se uită la ei și le spune, voi, noi suntem martorii acestor lucruri. Ei au fost martori oculari, ei ne-au lăsat, dacă vreți, găleata care au dus-o de la izvor, noi bem din găleata aceasta, noi citim Scripturile, dar propovăduim același Hristos, suntem martori al aceluiași Domn Iisus Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 15, unei biserici care pierduse din vederea, pierduse busola într-un fel și direcția, între care erau mulți care nu mai credeau în înviere și Pavel termină foarte dur, cine nu crede în Domnul Iisus să fie anatema. Înainte să vorbească despre învierea Domnului Iisus, el vine și le vorbește despre temelia împărăției lui Dumnezeu. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, citiți cu mine mai departe, dacă o țineți, după cum v-am propovăduit-o, altfel, nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Scripturii. Deci, eu v-am propovăduit-o, voi ați primit-o, ați rămas în ea. Întrebarea este, până când? Există posibilitatea să nu rămâi în ea? Există posibilitatea să fii crezut degeaba? Ai crezut, da, degeaba? Nu uitați, Domnul Iisus a spus bisericii din Smirna, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Și el vine și vorbește acum despre temelia aceasta unică. Pavel spune, nimeni nu poate pune o altă temelie. Fiecare se ia seama cum clădești deasupra. Asta este temelia pe care se zidește, într-un fel, biserica, împărăția lui Dumnezeu. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, despre asta e vorba în ultimele capitole din Matei, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, după care s-a arătat. Și lor, la peste 500 de frați și cei mai mulți sunt încă în viață și la urmă ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, spune Pavel. Cu alte cuvinte, când vorbesc de temelia împărăției lui Dumnezeu, obligatoriu trebuie să așez trei lucruri acolo, moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus. Noi suntem obișnuiți să vorbim despre moarte și înviere. Domnul Iisus la cină ne spune să vestim moartea Lui până va veni El. Este interesant să pui întrebarea, ce n-am avea dacă n-ar fi înviat din morți Hristos, chiar dacă a murit El? Ce n-am avea dacă n-ar fi înviat? Dar o întrebare și mai neglijată în zilele noastre, ce n-am avea dacă nu s-ar fi înălțat Domnul Iisus? N-am avea la dreapta măririi un mare preot, după rânduia lui Melchisedec. Deci toate aceste trei lucruri sunt esențiale pentru ca împărăția lui Dumnezeu să existe. Dați-mi voie să le iau pe rând. Moartea Domnului Iisus. Acolo pe cruce, cu ultimele puteri, Domnul Iisus a zis, s-a isprăvit. Știți ce înseamnă acest s-a isprăvit? Drumul spre casă este în sfârșit deschis. Nu uitați cum a început istoria omenirii. S-au închis ușile. Și niște heruvim cu savia învăpăiată au păzit drumul spre pomul vieții. Omul a fost scos afară din prezența lui Dumnezeu. Și de atunci încolo a umblat cu golul acesta imens în suflet, încercând să-l umple cu orice altceva. Cu orice altceva. Nu la întâmplare, spune Domnul Iisus, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dragii mei, sufletele noastre sunt din Dumnezeu și nu se vor odihni decât în Dumnezeu. De aceea, Domnul Iisus a venit să redeschidă porțile împărăției și când a strigat sau a oftat pe cruce cu ultimele puteri, s-a isprăvit. Drumul spre casă a fost deschis. Noi nu știm ce e acolo în ceruri, dar avem
o proiecție a lucrurilor cerești pe pământ, care e cortul întâlnirii sau care este templul mai târziu din Ierusalim. Observați, când intrai dinspre răsărit, te întâlneai cu altarul. Dacă mai făceai un pas, era altarul de aramă, sau altarul pe care se aduceau toate jertfele. Dacă făceai un pas, era ligheanul. Din lighean se folosea apa pentru pregătirea jertfelor și acolo se spălau preoții înainte de a intra în prezența lui Dumnezeu. Cortul propriu-zis avea două camere, Sfânta și Sfânta Sfintelor. În Sfânta erau trei obiecte. Era sfeșnicul cu șapte brațe. Noi ne-am folosit de el ca să ilustrăm menora. În fața sfeșnicului era masa pentru punerea înainte. Acolo în fiecare săptămână se așezau 12 pâini cu alte lucruri care trebuiau puse lângă. Cele 12 pâini reprezentau cele 12 seminții ale lui Israel. Observați, când marele preot aducea jertfa, înaintea jertfei de seară, preotul care tămâia în templul ieșea și peste cei ce veneau la ceasul rugăciunii rostea binecuvântarea aronică, pe care noi citim când aduc copiii la binecuvântare. Dar ea nu e făcută pentru copiii, e pentru copiii lui Israel, da? În care intră și bătrânii și femeile și toată lumea intră acolo, toți avem nevoie de ea. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să, ce să facă? Să-și înalțe fața peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața, să-ți dea pacea. Dar ce înseamnă asta? Uitați-vă la imaginea din cort. Fața Domnului erau lămpile de pe sfeșnic. Erau cele șapte duhuri ale Dumnezeu, dacă vreți, în terminologia din Apocalipsa. Dar Dumnezeu, când i-a dat poruncii lui Moise, i-a spus, bagă bine de seamă, când pui lămpile pe sfeșnic, să le pui în așa fel încât să lumineze în față. Cu alte cuvinte, fața Domnului trebuia să lumineze peste copiii lui Israel, reprezentați prin cele 12 pâini. Dar pentru că poporul nu putea intra acolo, ieșea preotul în fiecare zi și rostea binecuvântarea aronică peste copiii lui Israel. Al treilea obiect era altarul de aur sau altarul tămâierii. Pe urmă era o perdea groasă. Nadab și Abihu au trecut dincolo de perdea și au ars de vii. Și poporul, împreună cu Aron și descendenții lui, au învățat o lecție. În prezența lui Dumnezeu intri doar la invitația lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu te invită, n-ai ce căuta acolo, ars de viu. Întrebarea este pe cine invită și pe cine nu, în prezența lui. În prezența lui Dumnezeu intri despuiat de toată slava. Când Aron intra în prezența lui Dumnezeu, dădea jos diadema, scotea epoleții, scotea pieptarul, scotea tot ce era colorat și rămânea ca un cerșetor, îmbrăcat în haine albe. Și în prezența lui Dumnezeu intri doar cu dovada faptului că păcatele ți-au fost plătite. Avea sângele jertfelor în mână. Așa se intră în prezența lui Dumnezeu. Dar textul spune că în prima parte intrau preoții. În a doua parte intra doar marele preot o dată pe an, cu frică și cu tremur și cu jertfa de ispășire. Evrei, capitolul 7, capitolul 9, versetele 7 și 8. Dar în partea a doua intra numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge, pe care le aducea pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale poporului. El era mijlocitorul, garantul legământului, cel care intra în numele întregului popor în prezența lui Dumnezeu să câștige bunăvoința lui Dumnezeu. Dar observați ce spune textul, care era semnificația acestei perdele. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul întâi. Câtă vreme perdeaua aceea despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor, dacă mă întorc înapoi, era chivotul legământului, tronul lui Dumnezeu. Vechiul Testament îl numește pe Dumnezeu cel ce șade între heruvimi. Ăsta era jilțul lui împărătesc, tronul lui împărătesc. Acolo între heruvimi era capacul ispășirii sau scaunul îndurării pe care marele preot stropea sângele. Ca ochii Domnului să nu vadă tablele legii, să se oprească la sângele jertfei de ispășire pe care marele preot îl aducea pentru întregul norod.
Nu știu cum era perdeaua din lăuntru. Textul ne spune că erau țesuți heruvimi ca să ne aducem aminte de heruvimii care învârteau sabia învăpăiată ca să oprească întoarcerea omului la pomul vieții. Dar dacă mă gândesc foarte bine, pomul vieții, dacă e dincolo de perdea, nu poate fi decât Dumnezeu însuși, tronul Lui. Întrebarea este, când și cum s-a închis drumul spre casă? De ce a trebuit să vină întrupatul Fiului lui Dumnezeu să-L deschidă? Și toate evangheliile ne vorbesc despre lucrul acesta. Dragii mei, țineți minte căderea din Eden, pomul acela al cunoștinței binelui și răului, discuția femeii cu șarpele, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Ah, nu veți muri, uitați-vă la mine, și eu am mâncat și n-am murit, îți bine mersi și aici, prezența lui Dumnezeu. Când femeia a întins mâna și a dat și bărbatul ei, a urmat alungarea din Eden. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtă o sabie învăpăiată și să păzească drumul care duce spre pomul vieții. Niște heruvimi care să împiedice reîntoarcerea omului în prezența lui Dumnezeu, reîntoarcerea acasă. Acum veniți cu mine, vorbim despre moartea Domnului Iisus ca prima piatră din temelia împărăției. Este atârnat pe lemnul crucii, în locul tău și în locul meu, purtând păcatele întregii omeniri. Pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cineva zice, hei, strigă pe Ilie. A, lasă, vedem dacă vine să-l izbăvească. Altul a luat o trestie, a pus un burete, l-a muiat în oțetel de a să-l bea. Domnul Iisus a refuzat și versetul 50 continuă. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Dar uitați-vă ce a urmat. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus și până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat, au ieșit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Uitați-vă ce s-a întâmplat sub cruce. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, în momentul în care Domnul Iisus a plătit prețul păcatelor, în momentul acela, perdeaua din lăuntru s-a rupt în două, de sus și până jos. Știți ce înseamnă asta? A fost semnalul dat de Dumnezeu pentru fiecare muritor. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurului fiu ca oricine. Nu este nimeni în sală care să nu intre în această categorie. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragii mei, Hristos n-a murit pentru unii, a murit pentru toți. Spune Scriptura. Pentru absolut toți. Și dacă cineva se îndoiește de înțelepciunea lui Dumnezeu, care, să zicem, ar fi risipit sângele scump al lui Hristos, nu vă puneți astfel de probleme. Nici un strop nu se risipește. Dar pe unii mântuiește, asupra altora cade, ca și condamnare. Și când sângele lui Hristos cade asupra capului tău, cum au strigat ai lui când l-au trimis la moarte, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Apocalipsa spune că există o cetate pe fața pământului în care se află toată vinovăția omenirii, tot sângele vărsat vreodată pe pământ. Dragii mei, nu-i New York, nu-i nici Roma. O singură cetate pentru care e adevărat lucrul acesta este Ierusalimul. Pentru că atunci când i-au strigat sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, practic sângele lui Hristos, dacă îl pui în talerul unui cântar și toate păcatele omenii în celălalt taler, cântarul se înclină în direcția sângelui lui Hristos. Atâta valorează sângele lui. Dacă sângele lui cade asupra ta, este ca și cum ai cere ca toate păcatele omenirii să vină peste tine. Mi s-a întâmplat o singură dată în viață, eram înainte de Revoluție în Detroit, downtown,
Și cumnatul meu, care era medic, avea acolo un cabinet, m-a dus cu el, nu știu ce avea de luat de la cabinet, și m-a lăsat în mașină. Era pentru prima dată și eu în vest și m-am uitat în jur și nu am ridicat geamurile de la portieră și mi-am închis ușile și l-am așteptat acolo. Se întâmplă să greșești ieșirea în America, să ajungi unde nu trebuie la 12 noaptea. Te sfătuiesc să nu stai pe loc, să te miști înainte. Dar să trăiești în prezența tuturor păcatelor omenirii. Cam cum ar fi? Duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. S-a isprăvit. Drumul spre casă este în sfârșit redeschis pentru oricine vrea să primească invitația. Uitați-vă la concluzia teologică a epistolei către evrei. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă, liberă, în locul preasfânt, dincolo de perdea, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru. Dar ce-i perdeaua dinăuntru? Trupul lui Hristos. Imaginați-vă, când ne adunăm la cina Domnului și vestim moartea Lui, poate duminică dimineață voi vorbi despre asta un pic mai mult, despre temelia împărăției, dar când vestim moartea Lui și frângem pâinea, în mintea noastră apare perdeaua aceea cu hieruvimițe sus pe ea și vedem cum în momentul morții perdeaua se sfâșie de sus și până jos. Ca și cum Dumnezeu de pe tronul lui a zice, veniți acasă. Drumul este deschis. Avem o intrare liberă pe calea cea nouă și vie, pe care a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Dar cum să intri în prezența unui Dumnezeu sfânt? Isaia s-a îngrozit în prezența lui. Vai de mine, sunt pierdut, sunt om cu buzele necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Știți ce extraordinar? De pe scaunul de domnie al Sfântului Dumnezeu se ridică marele nostru preot. Unul care-i ca noi. Pentru că a luat un trup omenesc și s-a întors acasă ca om îmbrăcat în trupul de slavă. Avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Dar dacă îți bați joc de toate acestea, grozav lucru este să se cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Așa se termină concluzia teologică. Dragii mei, împăratul însuși a venit să redeschidă porțile împărăției și cu ce preț imens! Cu ce preț imens! Deci crucea Domnului Iisus Hristos este doar unul din blocurile care alcătuiesc temelia împărăției. Al doilea bloc esențial este învierea Domnului Iisus. Pun și o întrebare. Ce n-am avea dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus Hristos? Ce n-am avea dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus Hristos? Prin învierea lui Hristos am fost născuți din nou. N-ar exista naștere din nou. Dacă n-ar exista naștere din nou, n-ar exista intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Nicodime. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea, nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a născut din nou. Prin învierea lui Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Observați, fără învierea lui Hristos, n-am avea nici o nădejde să intrăm în moștenirea noastră, să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Prin învierea lui Iisus Hristos avem mărturia unui cuget înaintea lui Dumnezeu. Data trecută am vorbit aici despre învățăturile începătoare lui Hristos. Le mai țineți minte? Una dintre ele este botezul. Știți, vreo 5 feluri de botezuri în Noul Testament amintite. Dar când am vorbit despre botezul în numele lui Iisus Hristos, am spus două lucruri despre el. Botezul este o glorioasă proclamare, o celebrare, o sărbătoare. Cei care sunt botezați este baptistier aici cumva? Nu. Nu? O să fie, poate, într-un viitor, sus, jos, undeva. Da.
Când vii la botez, noi ne pregătim pentru un botez în prima duminică din aprilie, ar trebui să radieze fața ta. Adică să fiu așa de bucuros. Cei care se botează ca să aibă pace cu Dumnezeu vin tot tremurând. Dar eu sunt chemat să mă botez pentru că am pace cu Dumnezeu. Dar de unde să știu că am pace cu Dumnezeu? Nu l-am văzut, n-am vorbit cu El. Dragii mei, când un păgân venea cu jertfa lui la Dumnezeul lui, venea, făcea tot ce îi spunea preotul, aducea jertfa, după care pleca acasă. Pleca acasă întrebându-se, oare o fi fost suficient? I-am adus destul. Mergea acasă amărât și mai lua încă un vițel mai mare și vedea și la cea. Și dacă vă uitați la religiile păgâne, păgânii au tot plusat valoarea jertfelor până când au ajuns la jertfele umane. De ce? Indiferent ce ar fi adus Dumnezeului lor, Dumnezeu tăcea. Dacă Dumnezeu nu spune nimic, nu știi dacă e mulțumit sau nu-i mulțumit. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a adus jertfa aceea desăvârșită, Dumnezeu a grăit. Și grăirea Lui a fost prin învierea Fiului Său. Învierea Lui Hristos din morți este declarația publică în universul nostru al Lui Dumnezeu că jertfa a fost acceptată. Jertfa a fost acceptată și eu sunt îndreptățit înaintea Lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă n-ar exista învierea, n-aș ști niciodată cum stau cu Dumnezeu. Mă trăznește, nu mă trăznește, pot veni, nu pot veni în prezența Lui. Dar pentru că Hristos a înviat. Din păcate au rămas doar vorbele. Că dacă noi am crede, noi românii care rostim lucrul acesta peste câteva luni de zile, da? Nu foarte multe, 20 aprilie, sunt Paștele. Deci dacă rostim aceste cuvinte, ar trebui să radiem de bucurie toată țara asta. Pentru că învierea lui Hristos este dovada faptului că Dumnezeu a acceptat jertfa. Știți ce spune Pavel în Roman 4:25? El a fost dat din pricina fără de legilor noastre. Spuneți-mi, care-i cauza morții lui Hristos? A fost dat din pricina fără de legilor noastre. Care-i cauza morții lui Hristos? Păcatele noastre. Și a înviat din pricina faptului că am fost socotiți neprieniți. Spuneți-mi, care-i cauza și care-i efectul? Ce determină ce? Păcatele mele determină moartea lui. Dar ce determină învierea lui? A înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Vi s-a oprit ceasul? Nu-mi vine să cred. Hristos a înviat pentru că eu am fost socotit neprihănit. Dacă eu n-aș fi fost socotit neprihănit, El n-ar fi înviat. Nu-s cuvintele mele, sau ale lui Pavel. Cu alte cuvinte, învierea lui Hristos este dovada jertfei primite, a iertării acordate, a faptului că pot cădea pe grumazul Tatălui ca fiul risipitor și să mă întorc acasă. Dar dacă am mărturia unui cuget înaintea lui Dumnezeu, nu-i așa? Că mă pot uita în ochii lui Dumnezeu, liniștit. Și atunci când zic Tatăl meu care ești în ceruri, nu zic ca unul care și-a întins mâna în, unde nu trebuie și e vinovat și Tatăl meu nu știe ce vine, ci rostesc rugăciunea aceasta. Intrând în prezența lui Dumnezeu, avem intrare slobodă în prezența lui Dumnezeu. Intrare în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, prin învierea lui Iisus Hristos din morți am fost conectați la sursa vieții. El este piatra vie. Dar când mă apropii de El, piatra vie, vin și eu la viață. Și templul lui Dumnezeu este făcut din pietre vii. Am fost conectați la sursa vieții, El este vița, noi suntem mlădițele. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, El este sursa vieții. Am devenit trupul lui Hristos în care El locuiește și prin care El lucrează. Prin învierea lui Hristos din morți avem dovada dumnezeirii Lui. Dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Prin învierea lui Iisus Hristos din morți avem un testament ratificat, avem o moștenire garantată, garantată. În El toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin, în El, în Cel înviat. Deci, temelia împărăției este moartea, învierea și
înălțarea lui Hristos. Cred că trebuie să trageți un pic mai jos dreptunghiul respectiv pe înălțarea Domnului Iisus. Ce n-am avea dacă după înviere Domnul Iisus nu s-ar fi înălțat la cer? Nu s-ar fi înălțat la cer. În primul rând, n-am avea judecător, judecată și o dreaptă răsplătire. Când El va veni împreună cu îngerii săi, în slava sa, va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorilor de capre. Va spune celor de la dreapta, veniți celor de la stânga, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. N-am avea Domn și Hristos în locurile cerești. N-am avea nădejdea revenirii Lui. N-am avea nădejdea învierii noastre. N-am avea miră ceresc și nuntă. N-am avea domnie împreună cu Hristos. Celui ce va birui voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dar în alergarea noastră, prin bucla asta fără șira de șertăciunii, dacă tot intrați în Eclesiastul, n-am avea un avocat care să pledeze cauza noastră înaintea completului de judecate a lui Dumnezeu. Noi avem impresia că e suficient să zic, Doamne, iartă-mă și lucrurile sunt rezolvate. Nu. Dragii mei, fiecare păcat este o creație care nu dispare. Păcatul acesta trebuie luat de pe mine și mutat undeva. În primul rând mutat pe Hristos pe cruce. Când legea lui Dumnezeu întâlnește moartea lui Hristos, legea lui Dumnezeu este împlinită și nu mai are nimic cu mine, pentru că păcatul prin mărturisire a fost transferat pe Domnul Iisus, dar nu-i suficient. Ca să fii iertat în Vechiul Testament, pe lângă jertfă trebuie să ai și mijlocitor. El este marele nostru preot, mijlocitorul și jertfa de ispășire. Este cel care pledează cauza noastră. Când eu vin și spun, Doamne, am păcătuit, te rog, iartă-mă. Imaginați-vă, un Dumnezeu drept trebuie să aplice legea. Se scoală fiul lui înaintea completului de judecată. Nu uitați, acolo sunt bătrânii în jur, sunt ființele vii în jurul tronului. Toți reprezintă dreptatea lui Dumnezeu și cu semnele cuielor în mână, pledează cauza mea. Dacă nu s-ar fi înălțat la cer, n-aș avea un mare preot care, mijlocind pentru mine, să-mi poată desăvârși mântuirea. Dragii mei, mântuirea nu se termină când ridici două degete, zici. Nu. Acolo începe eventual mântuirea. Dar mântuirea trebuie să o porți cu frică și cu tremur până la sfârșitul drumului. N-am avea pe Duhul Sfânt care să realizeze toate aceste lucruri în noi. Mă duc la Tatăl. Știu că v-ați întristat, a spus Domnul Sfântnicilor, dar dacă nu mă duc eu, Mângâietorul, nu va veni la voi. Spuneți-mi, ce ne-am face fără nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu care să lucreze în noi mântuirea? Ce ne-am face? N-am putea face doi pași fără să dăm cu nasul de nisip, de pământ. Dar acum Hristos a înviat. Dar nu numai atât. S-a înălțat la cer. S-a înălțat la cer să mijlocească pentru mine și în felul acesta să desăvârșească, să mă mântuiască în chip desăvârșit, să folosesc termenii din Evrei 7:24-25. Observați verticala. Tu ești acela care trebuia să vină. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, cuvintele lui Petru. După care, dacă cobor jos, văd ce înseamnă Hristosul, trimisul lui Dumnezeu, Mesia, este cel care trebuia să împlinească toate aceste lucruri, ca împărăția lui Dumnezeu să fie așezată, să vină să pună temelia împărăției prin moartea, învierea și înălțarea lui. Dar interesant, verticala aceasta este împletită în Evanghelie, eu le-am separat ca să le aveți vizual înaintea ochilor voștri, dar este împletită cu orizontala. Dacă verticala este împăratul și împărăția lui, orizontala este misiunea împărăției. Dacă verticala este valabilă doar pentru Domnul Iisus, nimeni n-a putut să-l ajute. Până și cei doi care au venit, sau cei trei care au venit să îl asiste în zbatirile lui din Ghețimane,
Au dormit totolocii de ei, da? Nimeni nu era cu el atunci. Orizontala, în schimb, ne implică pe fiecare dintre noi. Dacă n-ai înțeles verticala, nici n-ai de ce să te oprești la orizontală. Și din păcate, mulți dintre noi nu facem altceva decât să ne tot uităm la verticală și să cântăm despre el, să predicăm despre el, în loc să avem mânecile sufulcate și să fim parte din misiunea împărăției. Dar eu aici vorbind nu adorm, pentru voi e mai greu, și de aceea mă opresc eventual pentru întrebări, dacă aveți, înainte să mut un pas mai departe. Eu știu că pe oriunde umblu sunt atât de clar încât nimeni n-are niciun fel de întrebări. Dar dacă totuși este cineva un pic mai înțelept ca mine, atunci binevenite întrebările și de dragul altora. Acum toate astea le știți, deja sunteți la mijlocul Evangheliei după Matei și probabil ziceți, Beni, astea le cunoaștem în... Nu v-am spus absolut nicio noutate. De unde să aveți întrebări? Unde pui Beni la temelia asta împărăției și revenirea lui Hristos? În Matei nu o găsim. Nici în Marcul la final. O găsim, o găsim și în Matei. Da? Până... N-am văzut scris. Nu-i cumva scris acolo cu la cina Domnului? Sau în altă parte scrie asta, în altă evanghelie? Până vorbea nou cu voi. Asta este foarte interesant, că dintr-o dată împărăția Tatălui e cu viu și vin și viță și cu pâine sau cu azimi și cu băut și mâncat, și atunci e foarte ciudat să mergi pe undeva prin ceruri să faci chestia asta, și revenirea lui în Apocalipsa este cu noul Ierusalim cu tot care vine pe pământ. Deci este, nu în mod explicit, dar este acolo, Luca spune mai clar în Evanghelia lui. La sfârșit. De ce stați și vă uitați? Așa cum a plecat, așa va veni înapoi. Dar observ de ce am pus-o la temelia împărăției, pentru că când va veni înapoi, împărăția este already there, da? Și atunci s-ar putea să o pot spune, dar te las pe tine să... În orice caz, toate crezurile, dacă le iei de la Nicea încoace, pe măsură ce problema cristologică este adâncit, ei vin și subliniază mereu și va reveni în slavă, da? În revenirea lui Hristos este așezat acolo. Ne ridicăm să ne întindem puțin oasele și ne așezăm la loc pe urmă? Haideți, că ar fi păcat să știu că dormiți jumătate, oricum nu vă văd, așa că... Eu aș deschide și geamurile dacă aș putea, dar... Eu mă rog cu dacă acest biserică vorba, dacă puțin de ziua, e șansă să ne întâlnim. Pune întrebarea. Da? Știu tu la fel. Are, e ca să dă o întâlnire cu doamnele, s-a planificat în mult. Nu așa să văd asta, nu? Dacă v-ați învățat, să puneți așeza la loc? Ce ai făcut? Mai puteți o jumătate de oră?
Da? Hai? Deci încercăm să... Uite că frații au și o fereastră, ca și corabia lui Noe. Aveți mai multe? Data viitoare vin și eu să împingem tavanul un pic mai sus. Voi încă stați bine, că stați acolo jos pe mine, m-ați pus să ieși sub reflectoare și cu capul la tavan. Mulțumim frumos. Deci încercăm să punctăm câteva aspecte din Evanghelie pe care să le transformăm într-un fel de cuier ca să poți așeza pe urmă Evanghelia la locul ei. Am vorbit de fiul lui David și trebuie să vorbim de fiul lui Avram. Împingeți dreptunghiilor, trebuie să reformatez toate slide-urile pentru că eu am format pe videoproiectorul vostru și s-au deplasat unele lucruri. Dar observați, am vorbit despre verticală și am terminat pe temelia ei și acum ar trebui să atingem cel puțin trei lucruri. Unul este deja la mijloc, l-am discutat, legat de orizontală. Dacă avem împăratul și împărăția lui, așa avem misiunea împărăției. Împăratul a câștigat de unul singur binecuvântarea, dar o împarte cu ajutorul ucenicilor și a bisericii. Și de aceea împărțirea binecuvântării sau misiunea împărăției ne vizează în mod direct pe fiecare dintre noi. Cu alte cuvinte, noi nu putem nici scădea, nici adăuga la lucrarea Domnului Iisus Hristos, dar putem într-un fel să participăm la lucrarea Lui pe orizontala aceasta care definește misiunea împărăției. Să o pun în alt termen, verticala este credincioșia Lui. Dar noi am învățat în anul precedent, în anul 5, când am parcurs cărțile, anul 6 conține Evanghelia după Matei, în anul 5 ne-am pus o întrebare, cum anume evit pericolul care amenință relația mea? În anul 4 am vorbit despre păcatul cu voia, pentru care nu este iertare, despre hula împotriva Duhului Sfânt. În capitolul 12, eventual, dacă vom intra în ea, vom vorbi puțin, dar poate că vă las pe voi să vă frământați cu povestea asta, am discutat-o altă dată. Deci la credincioșia lui sunt chemat să răspund cu credincioșia mea. Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia pe verticala asta. Tot ce privește viața și evlavia. Dați-vă și voi toate silințele. Da. Și aici este participarea noastră la misiunea împărăției. Cineva în pauză a avut o întrebare pentru mine, poate n-am îndrăznit să o pună cu voce tare aici și mă știu că m-ar duce întrebarea într-o altă direcție și eventual o las pe mai încolo, bine? Nu știu unde-i fratele, că nu-l văd. Da, acolo. O las pe mai târziu. Dar n-aș vrea să isc discuții inutile acum, vor veni la vremea potrivită. Dar pe orizontală am patru sau trei lucruri. În primul rând, 4:19. El le-a zis, El este Domnul Iisus, Cel care le vorbește sunt pescarii de pe Marea Galilei. El se plimba pe malul apei și vede doi și cheamă și vede alți doi și cheamă și le spune, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Ce-ar fi fost dacă Domnul Iisus ar fi zis, veniți după mine? Nu era nici cunoscut încă Domnul Iisus, nici m-aș fi întrebat, domnule, acum cel puțin am o meserie în mână. Te lucrez cu tata și mergem la pescuit în fiecare noapte și acum ne dregem mrejile și mai vindem nici ce pescuim și uite așa mai trăim, ne ținem copii. Dar cine ești tu și la ce ne chemi? O să vă ce clar vorbește Domnul Iisus, veniți după mine, adică lăsați-vă meserile pentru că am pregătit altele pentru voi. Dacă mă gândesc doar la acest verset și mă gândesc la misiunea împărăției, dragii mei, această chemare a Domnului Iisus vorbește despre o schimbare radicală a paradigmei, nu a profesiei. Ei au schimbat profesia, au lăsat mrejile și au plecat. Nu știu dacă Dumnezeu cere același lucru tuturor astăzi, dar o schimbare radicală de paradigmă, de tipar, de gândire este absolut esențială ca să intri în misiunea împărăției.
o schimbare radicală de paradigmă. Mă uitați-vă care este problema. Cel puțin în zona în care sunt eu implicat, sunt foarte mulți studenți și pentru asta ne-am rugat cu 20 de ani în urmă și asta ne-a dat Dumnezeu, dar văd că în viața fiecare dintre noi, la o anumită vârstă, încep două feluri de frământări. În primul rând, o frământare legată de profan, meseria mea, cum am să-mi câștig pâinea, la ce facultate merg. Și este o frământare reală când ajungi pe sfârșitul anilor liceului, începi să te întrebi, domnule, unde să mă duc să nu mor de foame? Da. Să nu mor de foame. A doua frământare este, vine cam în aceeași vreme, este legată de sufletul tău. Este o frământare legată de relația mea cu Dumnezeu. Dacă este adevărat că sufletele noastre nu s-ar putea nici împlini, nici odihni, indiferent cum cele umble, decât cu Dumnezeu, este normal ca această frământare să pornească în fiecare dintre noi. Gândul veșniciei a fost pus în noi, spune Eclesiastul. Problema este că chiar dacă am deliberat pe cele două planuri, de cele mai multe ori las cele două planuri complet rupte una de alta. Cu alte cuvinte, vin la întâlnirile bisericii și aici este sacrul meu, da? Aici este, dacă vrei, tot ce ține de religia mea, în cititul Bibliei și în venitul adunare și așa mai departe. Iar în rest îmi trăiesc viața după alte reguli, alte legi, după mersul lumii acesteia. Acum, soluția nu este sublimarea uneia dintre cele două aspecte, ci este integrarea celor două. Cu mulți dintre voi am discutat adeseori aceste lucruri. Dumnezeu a dat omului la creație un mandat al creației. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Să supui orice domeniu, trebuie să-ți bați capul să-l cunoști. Indiferent că e vorba de un laptop, sau că e vorba de fizică atomică, sau că e vorba de orice alt domeniu. Trebuie să cunoști meserie. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oameni de rând. Ori Scriptura nouă ne spune să fim cei din tâi în fapte bune și orice facem, să facem ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dragii mei, nu-ți poți permite să fii urmașa lui Hristos și a lousy worker, da? Unul care să tragă de timp și să fure pe patron și pe stăpân, nu poți să-ți permiți lucrul acesta. Ai primit un mandat, trebuie să supui domeniul respectiv. You have to be the best, da? Acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Dar pentru cei care au fost născuți din nou, care țin de noua creație a lui Dumnezeu, i-au primit un nou mandat, un mandat al preoției. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile. Vom citi textul. Este capătul orizontalei în Matei. Acum, o viață creștină integrată și relevantă ține de acela care a reușit să îmbuce cele două lucruri într-un mod fericit. Dragii mei, întrebarea este care din cele două are prioritate? Nu uitați, când Domnul Iisus a spus veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, El nu le-a zis trebuie să știți totul despre pescuit. Oricum pescuitul se face la porunca lui. Știți cu povestea lui Ioan. Ați prins ceva copilași? Nu n-am prins nimica. Domnul Iisus toată noaptea avea telecomanda în mână și muta bancurile de pești, ba pe stânga, ba pe dreapta, exact în direcția opusă cu mrejile lor. Da? Și după ce s-au istovit toată noaptea, le-au zis la, spre dimineața, aruncați mreja în partea dreaptă. Ea se rupea de pești. Cu alte cuvinte, cred că intrarea în misiune cere o radicală schimbare de gândire, de paradigmă, da, de paradigmă. Observați dacă mă gândesc la creștini și cultură. Cultura este tot ceea ce noi producem. Noi suntem agenții culturali și mișcându-ne, noi creăm cultura. Depinde de Dumnezeul care îl porți, că noi practic suntem doar niște amplificatoare ale Dumnezeului pe care îl avem, care ne guvernează viața. Dacă Dumnezeul veacului acestuia ne guvernează viața, tot ce este în jurul nostru va arăta după chipul lui și după asemănarea lui. Va fi minciună, hoție, el nu vine decât să junghe, să fure, să junghe, să prăpădească. Dacă Dumnezeu ne-a luat în stăpânire viața, tot ce este în jurul nostru, în noi și în jurul nostru, începe să vindece. Afacerile pe care le facem nu sunt ca și a celorlalți. Dragii mei, până când eu mai aud, dea Domnul să schimbe lucrurile înainte să mor, nu m-a cu pocăit să nu lucrez. Până atunci, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor
grei lucrul acesta, nu vor răsări zorile niciodată pentru neamul acesta de oameni. Oricât de creștini ne socotim. Deci, dacă mă gândesc, observați, omul fiind agentul cultural, omul fiind stricat de păcat, mandatul preoției vizează repararea omului. Faceți ucenici din toate neamurile, cufundându-i în realitatea Trinității și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Când omul începe să vindece, tot ce este în jurul lui se vindecă. Da? Oricum începe vindecarea omului, prin relegarea relației lui cu Dumnezeu. Înstrăinarea de Dumnezeu aduce înstrăinarea de noi înșine și de semeni. De acolo ne îmbolnăvim și de acolo ne vindecăm, din prezența lui Dumnezeu. Și de aceea mandatul preoției vizează tocmai această reparare a omului. Când omul este reparat, tot ce este în jurul lui se repară. Se repară în relație cu el însuși, în relația cu semenii. Cu alte cuvinte, voi învăța să-L iubesc nu doar pe Dumnezeu, ci pe aproapele meu, ca pe mine însumi. M-am reparat sau m-a reparat Dumnezeu. De aceea lucrarea creștină, am zis, nu o schimbare de profesie, ci o schimbare de mentalitate, de tipar. Este orice activitate legitimată de mandatul cultural. Fă ce-ți place să faci. Caută-ți în care crezi că te simți bine. Argezii spunea, dacă ai ajuns la 40 de ani și nu-ți place ce faci, schimbă-ți meseria. Niciodată nu-i târziu să mai faci o școală, să mai înveți ceva, să schimbi lucrurile. Dar ceea ce faci, să faci ca pentru Domnul, fă-o cu bucurie. Cu bucurie. Orice activitate legitimată de mandatul cultural, care nu merge împotriva creației lui Dumnezeu. Vânzător de droguri nu poți fi. Pentru că Dumnezeu nu legitimează o astfel de lucrare, indiferent cât de bănoasă ar fi, da? Indiferent cât de bănoasă ar fi. Deci trebuie să fie în armonie cu universul lui Dumnezeu, care a fost subordonată, și aici vine schimbarea de mentalitate, conștient și creativ mandatului preoției. Dragii mei, în momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, ești mai întâi pescar de oameni, apoi medic, apoi strungar, apoi cizmar, apoi inginer, apoi agricultor, apoi ce vrei tu să fii. Mai întâi pescar de oameni. Și asta este elementul pe care Domnul Iisus îl imprimă în acel verset 19. Veniți după mine și eu voi face pescar de oameni. Am adus deseori ilustrația asta în prezența lui Nelu Andru, mi-e rușine să vorbesc de ea, pentru că habar n-am câte neadevăruri sau jumătăți de măsură cunosc sau spun, dar imaginați-vă la lumea plantelor și vorbiți cu el mai mult despre asta. Există deasupra ceva, soarele și lumina lui, există în ele ceva, care e clorofila sau substanța fotosintetizatoare, depinde dacă e verde sau roșie sau cum o fi. În momentul în care lumina se întâlnește cu clorofila, se declanșează procesul vieții. În momentul în care lumina se întâlnește, cei deasupra se întâlnește cu cei înăuntru, se declanșează procesul vieții. Acum, dacă o mut în dreptul creștinului, deasupra noastră, în jurul nostru, este Dumnezeu, El este lumina. În noi este chipul Lui. Când Dumnezeu umple chipul Lui din noi, redevenim oameni. Oameni după voia Lui, cum ne-a creat El. Și eu cred că un astfel de om are potențialul, observați ce s-a întâmplat, dacă mă întorc înapoi, în momentul în care lumina s-a întâlnit cu chipul lui Dumnezeu sau Dumnezeu cu chipul care este în noi, noi suntem refăcuți dintr-o dată, vindecați pe dinăuntru. Și de aceea, vindecarea asta din noi începe să vindece lucrurile din jurul nostru. Dar pentru asta trebuie să crezi în Dumnezeu, să cauți mai întâi împărăția Lui și neprienirea Lui și să lași în seama Lui să-ți dea pâinea și îmbrăcămintea. El ți-a promis că ți-o va da pe deasupra. Deci, lumea plantelor ne învață o lecție extraordinară. Suntem extrem de diversi, cu profesii diverse, în locuri diverse, cu statut social divers, nu contează. Ce contează este chipul acela lui Dumnezeu care este unic în fiecare dintre noi și Dumnezeul care vine să-L umple. Și dacă noi lăsăm această taină să se întâmple, deschizându-ne pentru El, de acolo începe rostul nostru în lume. Domnul Iisus a zis în predica de pe munte, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
Ce înseamnă mai întâi? Dragii mei, adevărurile lui Dumnezeu nu le negociez, indiferent cât pierd în afacerea mea. La școală, în teză, nu copiez. Păi de ce nu copiez? Alții au 10, tu iei 8. 8-ul ăla valorează de 1000 de ori mai mult decât 10-le furate. Da? Dar ai rămas integru pe dinăuntru, în sufletul tău. Și de aceea poți ține capul sus în prezența lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Pentru a căuta mai întâi împărăția, trebuie să te fi întâlnit mai întâi cu împăratul. Nu-i așa? Cum e o împărăție fără împărat? Nu funcționează, da? Nu funcționează. Deci trebuie să te fi întâlnit mai întâi cu împăratul. Observați, veniți după mine și voi face pe scar de oameni. Întâlnirea cu împăratul este acolo în Cezarea din Filipii, când unul dintre cei chemați pe urmele Domnului Iisus realizează. Evrica, da? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. E interesant că Domnul îi spune, să nu spuneți nimănui lucrul acesta. Am întrebat de ce. Poate vom discuta un pic mai încolo. Știți de ce? Asta trebuie să fie o realizare personală, nu împrumutată. Ioan își începe Evanghelia cu afirmație. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. E o afirmație. Dar se termină cu o declarație. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dragii mei, afirmațiile te condamnă, declarațiile sau convingerile te mântuiesc. Și de aceea nu spuneți la nimeni. Adevărul acesta te se coacă în fiecare dintre noi. Căutările tale nu sunt ca și ale mele, sunt personale, dragii mei, ceva trebuie să se întâmple. Aveam vreo 21 de ani, eram dirijor de cor, eram cu o chitară după gât, eram cu o groază de tineri în jurul meu și credeam că toate sunt bune, eu știam cine sunt. Până într-o duminică dimineața, când Dumnezeu m-a strivit de perete, de o lună de zile, când intram în adunare, plângeam, nu știam ce-i cu mine, am înnebunit, ce s-a întâmplat cu mine. Și în duminica aceea dimineață, în 1968, am capitulat înaintea lui Dumnezeu. M-am ridicat în picioare, îmi șirau lacrimile, Biblia mea era deschisă la întâmplare. Lacrimile mi-au marcat pagina și n-am să uit niciodată textul, Psalmul 91. L-am luat ca pe o promisiune din partea lui Dumnezeu pentru viața mea. Dar un astfel de moment trebuie să se întâmple în fiecare dintre noi. Nu se poate lepăda tata, mama, nașii de satana în locul tău. Tu trebuie să o faci. Noi joi seara avem un grup și în grupul nostru sunt 5 căutători de Dumnezeu, că altfel n-ar fi acolo. M-am întors din America, prima duminică am ajuns la biserică, una dintre ele vine la mine, doctor în agricultură, știu eu ce titluri are, a zis, m-am înscris în carte. Noi avem pe altarul nostru o carte în care, dacă vrei să te botezi, semnal întâlnirii tale cu Dumnezeu, strești numele acolo. Și aseară discutam cu ea și ea ne spune, mi-am dat demisia din serviciu. Erau prea multe lucruri care o legau de viața ei din trecut și a zis, eu nu pot să nu mă rup de toate acestea. Și zice, Domnul va purta de grijă. Domnul va purta de grijă. Dragii mei, când te întâlnești cu împăratul, ceva se întâmplă în viața ta. Faci acea radicală schimbare în tine, începi să-ți pricepi menirea în societate dintr-o altă perspectivă. Deci, până când n-ai o întâlnire personală cu împăratul, până atunci nu poți face misiunea împărăției. Observați, Simon Petru drept răspuns i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Tu ești Cel prin care Dumnezeu îmi dă tot ce pot să am. Tot ce este al Tatălui este al Lui. Și dacă eu devin mireasa Lui, tot ce este al Lui devine al meu. Să știți că acolo nu avem conturi separate ca aici pe pământ, soțul și soția. Voi ședea pe scaunul lui de domnie. Dar textul continuă, tu ești Hristosul, Cel prin care am totul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dragii mei, dacă El este Fiul lui Dumnezeu, dacă este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, El este autoritate ultimă în viața mea. Când L-am primit pe El, nu El este sluga mea, eu sunt sluga Lui. Nu eu am fost
Nu El a fost creat spre slava mea, ci eu spre slava Lui. Și de aceea mărturia asta îmi schimbă radical viața. Radical viața. Hristosul, singura cale spre Dumnezeu, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, singurul nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Crezi că Iisus este Hristosul Fiului lui Dumnezeu? Ce ai răspunde în inima ta? Eu numai te-a la cer celor care se botează. Și le spun, dacă zici, nu cred, te scot afară. Dar le pun întrebarea asta înainte, pentru că asta ar trebui să marcheze viața. For good, da? Pentru totdeauna. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădiță nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roade dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și cine rămân eu aduce multe roade, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, cum adică pot să fii în el, să nu rămâi în el? Vă las pe voi să judecați. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit, altfel degeaba ați crezut. Este aruncat afară ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Observați condiția, n-am pus-o eu. O pune el ucenicilor în camera de sus. După cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Și încheie așa paragraful. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Dar de ce, Doamne? Cu alte cuvinte, este misiunea împărăției opțională? Verticala nu o putem atinge. El, de unul singur, fără ajutorul nostru, a câștigat moștenirea. Dar acum moștenirea trebuie împărțită. Nu uitați, El este capul. Noi suntem trupul, da? Spuneți-mi, ce se întâmplă când capul are planuri și trupul e paralizat? Dacă am două mâini paralizate, pot să-mi zică creierul ce-o vrea. Pot să fiu cel mai bun fizician din lumea aceasta, îl cunoașteți, nu? E scaunul cu rotile. Are aparatură specială, se poate mișca. Ce n-ar da, din păcate, un ateu? Ce se întâmplă cu o biserică care rupe legătura cu capul? Dacă capul n-ar avea nimic de făcut în lumea aceasta, atunci și noi am putea sta cu mâinile încrucișate. Dar dacă el nu și-a terminat lucrarea și el nu poate face fără tine și fără mine, noi suntem mădularele lui, atunci misiunea împărăției nu e opțională. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți, să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Pentru că orice veți cere de la Tatăl meu, de la Tatăl în numele meu să vă dea. Orice veți cere în lucrarea împărăției pe care Dumnezeu v-a dat-o. Atunci când noi rostim rugăciunea Tatăl nostru și Doamne bine facem să o fim memorat și să o știm pe din afară, să rostim, noi începem așa, spuneți-o cu mine, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Adică, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea vine după aceea. Toate celelalte, nevoile noastre imediate, vin după aceea. Asta e Maria, restul e Marta. Maria și-a ales partea cea bună. Veniți după mine și voi face pescar de oameni, dar ca să poți pescui oameni, trebuie să știi că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, să fii absolut convins și pe oameni nu-i aduci la o religie, nici măcar la cea baptistă. Eu sunt baptist că sunt baptist, dacă în baptiștii nu mai au nevoie de scriptură, și eu am plecat.
Da? Dar fără Hristos. Pentru că El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Dar uitați-vă ultimul aspect din orizontala noastră. Matei 28, 18 la 20. Suntem după înviere, au plecat în Galileea. Iisus s-a apropiat de ei, le-a vorbit și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Dați-mi voie să mă întorc la verticală. Observați ce spune Domnul Iisus: biruința a fost câștigată, temelia împărăției a fost așezată, bătălia pe cruce a fost câștigată, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Misiunea noastră este să aducem oamenii la Domnul Iisus Hristos, nu la o religie, la Domnul Iisus Hristos, nu la un ritual, la Domnul Iisus Hristos, dragii mei, la nimic altceva. Până când oamenii nu se întâlnesc cu El și nu îi zbucnește din sufletul lor: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Poți să-L înregimentezi, poți să-L faci cântăreț în cor, poți să-L ajuți să bată bateria la trupa de închinare, poți să faci ce vrei cu El. N-are nimic cu împărăția lui Dumnezeu. Fără să te întâlnești cu împăratul, nu ții de împărăția lui. Nu ții de împărăția lui. Oare de ce am numit Evanghelia, după Matei, Evanghelia împărăției? Pentru că împăratul a venit să așeze o împărăție pe pământ. Și are nevoie de tine și de mine în ea. Observați verticala cu punctele ei și orizontala cu punctele ei. Verticala este credincioșia lui, orizontala este credincioșia noastră. Verticala este misiunea lui, orizontala este misiunea noastră alături de el. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul neamurilor. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, cu cele două părți ale ei. Oare, care să fie mesajul acestei cărți? Am spus mesajul în mod obligatoriu, trebuie să adune cele două coordonate. De ce? Pentru că așa pornește Evanghelia și așa se termină Evanghelia. Fiul lui David, în textul nostru, dacă mă întorc înapoi, l-aveți în versetul 18. Fiul lui David, biruitor, înviat din morți, gata de înălțare la cer, la Tatăl, se așeze ca mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, la dreapta scaunului de domnie al măririi, ca să mijlocească pentru noi, să ne poată mântui în chip desăvârșit. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Este moștenitorul. Toată puterea, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Fiul lui Avram, ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. În felul acesta se împarte binecuvântarea. Dar uitați-vă, deși este acolo, este și aici. Ioan este pe insula Patmos și în ziua Domnului era în Duhul și aude o voce și se întoarce și îl vede pe Hristos cel glorificat în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte sfeșnice de aur sunt șapte biserici locale din Asia Mică în mijlocul tuturor problemelor. Este pe pământ. Glasul pe care l-am auzit mai întâi mi-a zis: suie-te aici. Și el merge în cer și îl vede și acolo. La mijloc de scaunul de domnie, între ființe și bătrâni, vede un miel care părea junghiat. Și când se ridică mielul, toată lumea cade cu fața la pământ înaintea lui. Este și aici și acolo. El este și la dreapta Tatălui, mijlocind pentru noi. Este și alături de noi, prin Duhul Sfânt, împreună cu Tatăl. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Misiunea noastră este misiunea lui și misiunea lui ar trebui să fie misiunea noastră, iar mesajul Evangheliei trebuie să adune cele două dimensiuni. Ca fiul al lui David, Iisus a câștigat binecuvântarea, autoritatea, împărăția, moștenirea. Ca fiul lui Avram, el o împarte prin ucenicii săi la toate familiile pământului.
la toate familiile Pământului. Cred că și scopul și mesajul Evangheliei l-aș putea aduna în textele din Matei 28. Citiți-l cu mine. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. L-aș opri o clipă. Lasă să mă întreb, ce înseamnă asta? Dați-mi voi să la sfârșitul Bibliei. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stă pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ochii lui erau ca para focului, capul l-avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nu știe nimeni decât numai el singur. Era îmbrăcat într-o haină înmuiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, pe care le va cârmui cu un tuiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mânia prinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților, Domnul domnilor, sau Fiul lui David. Ducându-vă, citiți cu mine mai departe, ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Dragii mei, împăratul și-a pregătit și și-a trimis robii săi ca să cheme oaspeții la nuntă. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă pentru fiul său. Nu uitați, toată istoria leargă spre nunta aceasta. Când va veni momentul, cerul va striga din răsputeri. A venit împărăția, a venit nunta mielului, mireasa lui s-a pregătit. De milenii așteaptă momentul acela cerul și tu ai putea fi mireasa lui. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar n-au vrut să vină. A trimis pe alți lop și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată că s-a gătit ospățul meu, am gătit ospățul meu, juncile și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unii la unde? La olda lui, alții la? Cam asta se poartă și astăzi, da? La businessurile lor. Ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Anul 70. S-au umplit aceste lucruri. Atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți cei pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Mai spunea, spune: la ce să fac? M-a luat de gulă și m-a dus aici. Am ieșit la răspântii și au dat pe toți. Interesant ce urmează. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Ciudată poveste, mulți sunt chemați și puțini sunt aleși. N-are cel ce cheamă putere suficientă?
Sau alegerea nu se face cu, conform teologiilor noastre. Petru vine și spune că n-am fost aleși la sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, ci am fost aleși prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Imaginați-vă că tunelul sfințirii este tunelul în care se sortează dintre toți cei chemați, cei aleși. Și autorul epistolei către evrei spune că căutați pacea cu toți și fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când ridici două degete sau când intri pe poartă, încă n-ai terminat alergarea. Nu o faci prin puterile tale, o faci prin puterile lui Dumnezeu. Nemărgita mărimea puterii lui Dumnezeu lucrează în noi credincioșii, spune Scriptura. Fără mine nu puteți face nimic. Iată că eu sunt cu voi, mi-a zis Dumnezeu. Bisericile noastre, dragii mei, și seara asta, lucrurile sunt adevărate, eu nu vă cunosc, Dumnezeu vă cunoaște pe toți, indiferent câți ani aveți. Dar prea mulți dintre noi încălzim scaunele bisericilor și nu ne-am întâlnit niciodată cu împăratul. Niciodată cu împăratul. Niciodată l-am căzut la poalele crucii lui. Nu l-am proclamat cu gura noastră, din convingerile adânci, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dragii mei, haina de nuntă nu poate fi decât Hristos însuși. Toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Galateni 3,26 și versetul următor. Toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. În odaia de nuntă nu poți intra decât îmbrăcat în neprihănirea Lui. Neprihănirea mea nu-i suficientă. Până și faptele mele bune sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. Dragii mei, să pleci în misiunea împărăției, să nu știi la ce cheme oamenii, e o tragedie. Faci din ei buni baptiști, sau buni penticostali, sau buni ortodox, sau buni catolici, dar religia nu mântuiește pe absolut nimeni. Hristos singur ne mântuiește pe toți. Ce incredibilă Evanghelie, ce fantastice provocări în ea. Și ceasul meu zice că time out. Da? Acum eu rămân bucuros pentru întrebări, dacă vreți, dar și mâine o zi și poate că le coaceți până mâine. Și mulțumim. Așadar, pregătiți întrebările și mâine la ora 9 este o altă sesiune. Pregătiți-vă să rămâneți până la ora 1. O să avem o pauză de cafea de la 11 la 11 jumate. Și în seara asta și mâine și poimâine aici la standuri de carte, cum ieșiți pe partea stângă, veți găsi cărți pe care să le puteți achiziționa. Mulțumim, frate Beni, Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să încheiem seara. Ne ridicăm în picioare și rog pe Luțu să ne conducă în rugăciune de final. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, ție ne închinăm și îți mulțumim pentru planul de mântuire pe care l-ai adus și la cunoștința noastră. Mulțumim, Doamne, Tată, pentru Domnul Iisus și pentru că ne-ai mântuit prin El. Doamne, mulțumim pentru deschiderea ochilor care ne faci și prin fratele Beni. Mulțumim pentru felul în care îl folosești. Te rog, Doamne, să-l întărești, să-i răsplătești. Te rog, Doamne, să-i dai în continuare înțelepciune, sănătate, pentru ca să-l poți folosi după voia Ta. În ce ne privește pe noi, te rog, ajută să ducem mărturia mai departe în autoritatea Duhului Tău cel Sfânt și numele Tău să fie înălțat prin fiecare viață. Amin. Ați auzit disponibilitatea pentru întrebări? Puteți să puneți și acum.